Bun găsit la toată lumea! În această săptămână avem în continuare soarele favorabil. Mercur îngreunează comunicarea și drumurile scurte, iar celelalte corpuri astrale sunt echilibrate între bine și rău. Care sunt sectoarele de viață activate de influența astrală bună sau rea asupra alegerilor noastre, vedeți la horoscop. Berbec, obiectivele tale de destin și creșterea ta spirituală sunt profund împedite cu poziția ta față de câștigurile provenind din alte surse sau de la alte persoane, cu capacitatea ta de a comunica cu cei din jurul tău și cu implicarea ta în plan profesional. Totuși, scăderea câștigurilor rezultate de la locul tău de muncă îți poate aduce un eșec într-un alt sector de viață sau chiar în plan profesional. Taur, vei primi o veste bună legată de un mic progres în plan profesional însoțită de creșterea câștigurilor aferente. Și mai poate fi vorba despre anumite conjuncturi favorabile care îți plată pentru anumite fapte bune din trecutul tău. Cu toate acestea, înțelegerile pe care le ai cu partenerul de viață plus situația financiară dificilă fac aproape imposibilă participarea ta la o petrecere sau plecarea ta într-o excursie. Gemeni Câștigurile obținute prin propriile tale forțe vor crește. Asta datorită sprijinului de care te bucuri de la persoane cărora vei reuși să le câștigi încrederea. În același timp, rezolvarea unei probleme de sănătate va fi alt factor care îți va aduce sporirea veniturilor. Pe de altă parte, un eșec într-un anumit domeniu plus nerezolvarea problemei de sănătate poate genera înrăutățirea relației pe care o ai cu un anumit membru al familiei, care nu te va ajuta, dar din cu totul alte motive. Rac, vei avea ocazia de a face o faptă bună pentru cineva din jurul tău. Acesta este motivul pentru care câștigurile tale vor crește și în același timp vei înregistra un mic succes în alt sector de viață. Totul este doar un test al destinului prin care treci. În altă ordine de idei, bugetul tău va fi afectat de problemele care vor apărea acasă în familie sau de greșelile pe care le vei face în activitatea ta profesională. Leu, situația ta profesională este strâns legată de o bună relație de cuplu. Valorificarea conexiunilor și relațiilor joacă un rol vital în a realizarea aspirațiilor tale profesionale, iar câștigurile realizate recent reprezintă motorul viitorului tău succes profesional. În schimb, un eșec într-un anumit domeniu și un conflict pe care l ai cu un membru al familiei poate duce la înrăutățirea relației de cuplu. Fecioară, Îmbunătățirea stării tale de sănătate și buna relație pe care o ai cu cineva din familie, în special din punct de vedere financiar, te vor ajuta să mergi la o petrecere sau să pleci într-un voiaj de plăcere. Dincolo de asta, dacă ai o karmă negativă, adică ai avut fapte rele în viețile tale anterioare, poți declanșa acum conjuncturi nefavorabile, asta dacă vei cheltui bani peste măsură pe distracții și alte plăcere ale vieții, sau dacă vei irosi o oportunitate de progres în viață. Balanță, bunele relații pe care le ai acasă cu membrii familiei, succesul în profesie și frumoasa relație de cuplu sunt factori care îți aduc oportunitatea obținerii unui câștig material de la alte persoane. În altă ordine de idei, lipsa de grijă pentru sănătatea ta plus alte probleme de acasă din cadrul familiei, în special cele de natură financiară, îți vor afecta parcursul și activitatea ta profesională. Scorpion, vei înregistra un succes notabil într-un anumit capitol de viață, totul se datorează reușitei deplasări turistice pe care ai avut-o, fondurilor pe care vei reuși să le atragi de la alte persoane și nu în ultimul rând datorită carmei tale pozitive sau al faptelor tale bune din viețile anterioare. Cu toate acestea, o problemă de sănătate sau prea multe distracții îți vor afecta bugetul și nu vei obține susținere materiale de la apropiați pentru a acoperi cheltuielile și datoriile. Săgetător, starea ta fizică și sănătatea ta sunt strâns legate de un progres într-un anumit capitol de viață, de buna conexiune cu casa și familia ta și de karma ta bună sau consecințele pozitive ale lecțiilor de destin asimilate din viețile anterioare. Pe de altă parte, vei primi o veste rea despre o sumă de bani care ți se cuvenea și care nu va mai ajunge la tine și despre un voiaj de plăcere sau o petrecere la care nu vei participa. Capricorn, aprecierea și simpatia de care te bucuri sunt rezultatul indirect al faptelor tale bune din trecut, al unei victorii obținute într-un anumit sector de viață și al atitudinii și identității tale personale ireproșabile. Echilibrul între carieră și viața privată reprezintă provocarea momentului. Dincolo de asta, starea de sănătate se poate înrăutăți datorită unor vești nu prea bune sau din cauza unor conjuncturi rele care reprezintă plata unor fapte rele din trecutul tău. Vărsător, vei avea o perioadă de bună înțelegere cu partenerul de viață. Totul datorită succesului și aprecierii de care te bucuri de la cei din jurul tău, a fructoasei comunicări pe care o ai cu toată lumea și datorită momentelor bune pe care le-ai ca recompensă pentru anumite fapte bune din trecut. În schimb, dacă nu vei avea o relație prea bună în cuplu și vei avea o atitudine răutăcioasă în comunicare, îi vei face pe cei din jurul tău să te evite sau să nu te ajute dacă vei avea nevoie. Pești, rezolvarea unor chestiuni ce țin de căminul familial sau cele ale unui membru al familiei se vor soluționa cu mai multe drumuri scurte pe care le vei face împreună cu partenerul de cuplu, care te va susține din plin în rezolvarea acestor probleme. În altă ordine de idei, dificultățile pe care le ai în plan profesional, în special cele generate de lipsa de comunicare, te vor aduce în situația de a face rău cuiva din jurul tău, dar este doar un test al destinului. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Și la bine, și la rău.